Suntem în direct, dragi prieteni, începem cu moartea marelui ciclist Raymond Poulidor, care a decedat în această noaptea trecută, practic în această dimineață, la vârsta de 83 de ani, eternul secund al plutonului ciclist, Raymond Poulidor, care a fost, după părerea mea, cel mai mare sportiv într-un rol secundar din istoria sportului. Putem să punem și ciclist, dacă vreți, în loc de sportiv, dar nu asta e important acum, ci până la urmă ideea că a plecat dintre noi unul dintre cei mai populari sportivi, dintre oamenii care strânseseră în jurul lui cele mai multe aplauze, pentru că Poulidor, în ciuda faptului că n-a câștigat niciodată Turul Franței, a fost de 8 ori pe podiumul lui, de 3 ori a terminat pe poziția a doua și de 5 ori pe poziția a treia. N-a fost niciodată liderul Marii Bucle, n-a purtat nici o zi tricou galben, ciuda faptului că a câștigat 7 etape în această cursă și 189 de curse per total, printre care și Turul Spaniei. El a rămas ca un etern pierzător, ca un solitar și poate că și destinul lui de ghinionist feroce l-a făcut să plece dintre noi chiar într-o zi de 13, această zi. Până la urmă, toate se potrivesc mănușă în cariera acestui om care a fost de mic, povesteau jurnaliștii care i-au cunoscut familia la un moment dat, a fost de mic un tip certat cu șansa și care peste tot reușea din a doua sau din a treia încercare, asta dacă avea vreodată șansă, ceea ce s-a întâmplat destul de rar. În 1968, când nu mai avea mare adversar, întrucât Jacques Anquetil nu mai era acolo, supremația lui Eddy Merckx încă nu începuse, ar fi putut să fie anul lui Raymond Poulidor, însă acesta a fost răsturnat de o motocicletă, făcut o comoție cerebrală și chiar o fractură craniană, a ajuns la spital și a trebuit să abandoneze Turul Franței fără să mai poată să câștige, deși, spuneam, era mare favorit în momentul respectiv. Astăzi toată societatea franceză și tot sportul mondial i-au adus un omagiu celui care incarna cumva în epoca noastră o Franță dispărută, o lume care nu mai există, pentru că, deși cicliștii evident se dopau și în anii 60-70, o făceau totuși într-un alt mod. Și chiar și decesul lui Raymond Poulidor la vârsta de 83 de ani spune destul de multe despre aceste practici de dopaj care erau evidente în lumea sportului. Dopajul s-a născut înaintea sportului. Dar pentru cei care au negat și neagă cu înverșunare această asociere, ei nu sunt decât niște țâștii băștii, evident, care au făcut umbră din greșeală societății sportului mondial. Acesta fiind minciuna pe care astăzi o descoperim cu toții, da? Atrage după el, sigur, o răbufnire dintre asta de orgoliu a celor care s-au simțit înșelați decenii de-a rândul. Dar de data asta, sigur că nu se poate marșa pe așa ceva, pentru că erau vremuri în care ciclismul se făcea începând de la 6 dimineața, da? Cum pretind astăzi unii președinți că au ziua de lucru, și să termina undeva la miezul nopții. Reamintesc că Turul Franței pe timpuri se regla la fierar, da? Nu pe șosele. Cel care ajungea mai repede la fierar, cel care reușea să aibă o pilă mai mare undeva la o băcănie ca să-și pună, de exemplu, mațele la adăpost, da? Cel care reușea să adoarmă mai bine sub un copac pe marginea drumului, ei erau cei care reușeau să despice orizontul și curentul mai bine. Ciclismul, singurul sport din istorie care a reușit să înflăcăreze verbul și cel care i-a desăvârșit pe condeieri. Pentru asta, totuși, ținem să-i aducem un omagiu în mod evident, nu, sigur, sportului pe care îl vedem astăzi la televizor, pentru că acesta nu mai este decât o activitate comercială, dar pe timpuri, mari jurnaliști și-au pregătit condeiul, vorbele, până la urmă, cu această disciplină care nu reprezenta finalmente mare lucru decât un om care mergea pe o bicicletă de proastă calitate, stătea cu fundul pe o șa. Nu e ca în filmele astea de artă unde ai o muzică excepțională în fundaj și asta te face să visezi. Nu. Pe șoselele prăfuite ale Franței interbelice sau de imediat după cel de-al doilea război mondial, nu era nicio muzică pe drum. Era o muncă de asta de ocnaș,
de dimineața până seara, de obicei fără hrană, cu apă puțină, și care era condimentată doar a doua zi sau a treia zi în gazete de niște jurnaliști, de niște condeieri de excepție. Așa s-a născut acest sport, pentru că altfel nu l-ar fi privit nimeni. Televiziunile nu existau pe vremea respectivă și cine și-ar fi putut imagina, chiar dacă ar fi existat, că vor veni zile în care un astfel de sport de o plictiseală crâncenă ar fi putut fi televizat 12 ore în continuu. Asta pentru că s-a creat această poezie care este unică în istoria sportului. Raymond Poulidor, spuneam, avea 83 de ani și ne-a părăsit astăzi. Probabil că un omagiu național îi va fi adus zilele viitoare. Premierul Ludovic Orban a anunțat că a inițiat un nou val de demiteri, dar de data aceasta, să zicem că e al doilea val. În primul val a fost demis și unchiul nostru, Țupăr, ăsta, Neluțu Barbu, vreau să spun. Ăsta e valul 2 de demiteri. Valul în care i-a căzut capul, de exemplu, Olguței Vasilescu, e adevărat cu o ușoară întârziere, întrucât ea fiind consilier neremunerat al Vioricăi Dăncilă, putea să cadă de facto odată cu plecarea acesteia de la Palatul Victoria, numai că Ludovic Orban ne-a transmis că a avut într-adevăr o plăcere deosebită să o demită pe doamna Olguța Vasilescu când a descoperit că aceasta era consilierul premierului. Olguța Vasilescu s-a apărat pe Facebook, deși încă o dată asta nu e decât maculatură, pentru că nu te poți apăra pe Facebook atâta timp cât acesta nu este legiferat. Nu este un loc, până la urmă, oficial pentru a da o replică. Da, pentru că altele nu sunt, ci pentru că există oameni săraci, cum e și doamna Vasilescu, care nu se pot exprima de fiecare dată în public. Trebuie să tratăm, sigur, în derâdere și acest mesaj. Ludovic cel Mic, ce bucurii mărunte au frustrații de la PNL, i-a transmis doamna Vasilescu. Păi eu eram consilier la tine. Să mă trimiți tu pe undeva sau să mă demiți tu? Eu eram consilierul Vioricăi Dăncilă. Mandatul mi-a încetat odată cu al ei, i-a replicat Olguța Vasilescu acestui extrem de înverșunat premier, Ludovic Orban, care într-adevăr taie și spânzură în aceste momente, a răzuit, cred că, 7 bildurile campionilor mondiali germani sau vest germani din 1974, dacă le-ar mai găsi. Nu-i așa, domnul Orban? A, până la urmă vă înțelegem. Evident că aici nu sunt de acord cu replica Olguței Vasilescu. Lăsați-l, domnule, să se bucure. Sigur că sunt frustrările. Toată societatea e frustrată. Sunt frustrările unui premier mic, mare, cum o fi, Dumnezeu știe unde îl va încadra istoria, dar are și el dreptul să se bucure de zilele astea în care principalul lui obiectiv este să vă dea pe toți jos după pereți, să vă răzuiască, să, cum făceau pe vremuri părinții când le plecau copiii în armată sau la facultate și le dădeau jos posterele sau tăieturile din ziare după pereți și după aia zugrăveau. Dar cu o nostalgie, așa, când se gândeau că se mai întoarce o pagină din fila existenței lor. Bun, deci până la urmă Ludovic Orban este și el capabil să vă dea un ciocu mic celor din PSD, fiecare, desigur, în maniera lui. Doamna Vasilescu iese aici ca una care nu știe să piardă, nu domnul Orban. Că pe domnul Orban nu prea îl interesează în momentul de față ce spun pierzătorii. Da? Sau cum urlă galeria. Sau ce îi scriu postacii. El este la putere, ceilalți n-au decât să stea și să-l aplaude sau să urle în spatele lui, că probabil nu-l interesează foarte tare. Președintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, consideră că niciuna dintre ofertele din turul al doilea al prezidențialilor nu este convingătoare. Nu e singurul șef de partid care gândește așa, dar mai avem o săptămână și jumătate până la cel de-al doilea tur. Și zice așa domnul președinte Tăriceanu: voi discuta cu colegii din conducerea ALDE dacă e cazul să dăm o recomandare, având în vedere că 70% din membrii ALDE au votat în primul tur cu Mircea Diaconu. Adică ce înseamnă asta, domnul Tăriceanu? Că 7 din 10 au votat cu Mircea Diaconu? Păi dați o recomandare în cazul ăsta, că ceilalți 3 nehotărâți, mă gândesc că nu sunteți mai mulți în ALDE. E totuși destul de important
să știe cei trei membri ALDE care nu l-au votat, iată, pe Mircea Diaconu, cam ce ar fi de făcut. Bun, președintele a fost ocupat să ne apere de pesediști. Klaus Iohannis a ținut astăzi o conferință de presă maraton, aproape memorabilă, aș spune, în care a răspuns la întrebările jurnaliștilor și a declarat că în 5 ani de mandat a avut 3 vacanțe în total. Colosală asta. Mi-amintește de unchiul meu care pe vremuri, când venea la Revelion, avea 25 de damigene de vin sub masă și la un moment dat dimineața toate erau goale, răsturnate, paharele goale, nu era absolut nimic. Câteva picături de vin mai erau și întrebat fiind de unul dintre bunici, zic, bă, dar Victorie, chiar atât ai putut să bei într-o singură noapte? Și el a zis, mămică, o jumătate de pahar am băut. Da? Cine-l văzuse? Toate erau goale, cine își mai amintea după noapte? Replică de genul ăsta este cea a lui Klaus Iohannis. Aici că tot pe aceleși meleaguri. Și Klaus Iohannis tot pe acolo vegeta în tinerețea lui. Am avut 3 vacanțe în 5 ani de mandat. Asta înseamnă, matematic, 6 vacanțe în 10 ani, domnul președinte. Bine că știm noi câte weekenduri au fost în 5 ani și câte vor fi în 10 ani. Oricum simpatic șeful statului aici. Da? Dacă n-ar fi fost ridicol, în ultimii 2 ani n-am mai avut vacanțe deloc. El urmând să-și petreacă tot timpul pe jilțul de la Cotroceni, unde ne-a apărat de pesediști. Și ne-a explicat cum arată de diferit săptămânile de lucru. Intuiesc de aici că toate întrebările au fost cu o tentă de asta ușor revanșardă a jurnaliștilor, care săracii au trebuit să-l întrebe despre bucătăria internă pentru că nu l-au auziseră niciodată. Ne-au ascultat pe undeva și chiar dacă noi n-am fost acolo să punem întrebări, le-au pus alții în locul nostru și n-a fost rău, le putem mulțumi pentru asta, pentru că, într-adevăr, întrebările esențiale astea erau, cu vacanțele, cu săptămâna de lucru, până la urmă, șeful statului nu-și mai amintește nici el de mare lucru. Este și o replică aici pe care o preia Răzvan Boanchi și în textul lui de mâine din Național, și în care zice că la un moment un jurnalist l-ar fi întrebat pe Klaus Iohannis să-i povestească și lui o amintire din tinerețe, din copilărie. Iohannis, care a părut surprins de întrebare, nu nici vorba de cască sau de sepepiși sau de consilieri în jurul lui, a stat, s-a gândit, a tăcut momente bune, cum tace practic de 60 de ani, și la un moment dat i-a dat răspunsul jurnalistului. Nu mai amintesc, nu mai amintesc. Deci iată, acest om, da, care n-a avut copilărie, n-a avut tinerețe, nu mi se pare chiar așa o mare surpriză. Și ne-am avut profesori de fizică care s-au născut cu părul alb, da, și pe care nu i-a văzut nimeni niciodată mai tiner de 70 de ani. Dar probabil că așa a fost și Klaus Iohannis pentru cei care i-au fost elevi la un moment dat. Oricum e memorabilă, memorabilă replica respectivă. Nu mai amintesc nimic. Deci ce conferințe de presă vreți să ne țină dacă el n-are nicio amintire din copilărie? Bun, eu i-am amintit, cu tot respectul președintelui Iohannis în această emisiune, multe amintiri. Mi le-am amintit eu în locul lui. Sunt aceleași amintiri pentru toți copiii de sași care au locuit în județul Sibiu în toți anii aia de tristă amintire. Toți erau la fel, asta vă spuneam și eu. Ca scoși din cutie, semănau ca două picături de apă, ziceai că erau chinezi. Toți erau la fel. Același păr blond, ușor cârlionțat, aceeași căutătură, ochii albaștri și un pic de pistrui. La fel jucau toți fotbal, la fel se duceau cu toții acasă, la fel erau îmbrăcați, la fel se duceau cu ghibola sau cu ghibolița în târg să o vândă sau nu, la fel se duceau la cumpărături, toți erau la fel. Într-adevăr, n-aveai de unde să știi cum îl cheamă pe unul sau pe altul. Asta, într-adevăr, n-a reținut nimeni niciodată. Toată strada era identică. Privirile lor, doar asta ne-a mai rămas. Privirile lor când se urcau în Trăbănțel sau în Warburg, atunci cu câteva momente înainte de sfârșitul dictaturii comuniste, și plecau definitiv în Germania. Îi petrecea toată strada ca atunci când Stan și Bran se urcau în mașina aia și toți spuneau că bye, 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 bye. Fix așa, le făcea toată strada cu mâna săsălăilor că se ducea un RFG definitiv. Măcar știam un lucru, că nu o să ne mai aducă ciocolată, gumă, napolitane, ce aduceau ei.
pentru amărâții de pe stradă când veneau din vizite la rudele lor. Președintele Iohannis a declarat, apropo despre mesajul din 2014, referitor la faptul că el cerea atunci o dezbatere cu contracandidatul său Victor Ponta, sigur că s-a dezbătut și acest subiect astăzi, la faptul că acum nu acceptă o dezbatere, pentru că diferența era destul de mare între Victor Ponta și Viorica Dăncilă, dacă poate să stea în picioare cu asemenea enormitate. El atunci voia să se ducă la dezbatere, pentru că era necunoscut, era outsider în campania electorală și și-ar fi dorit să mai ciupească de undeva de la colericul Victor Ponta și sigur că nu îi prindea rău. Astăzi, văzând că lucrurile nu mai sunt deloc așa și că s-a urcat pe un piedestal de unde ne salută aproape militărește ca Republica Populară Democrată Coreană uneori pe noi toți, sigur că nu mai are nevoie de dezbatere și a găsit această formulă, cum la fel de nefericită a fost și formula lui Traian Băsescu atunci când a spus despre Adrian Năstase că, deși n-a fost un imens politician, a fost un bun român. O idioțenie, evident, pe care